Dragilor, pregătim aici niște tentacule de calamar. Și aici, dragilor, avem niște creveți proaspeți, creveți tiger din aia mai măricei, așa. Eu decât fac clipul ăsta să vi-l arăt, de preparat îi prepară altcineva. Un maestru al fructelor de mare. Pentru aromă o să se folosească și acest vin ierbar cu pelin de jercălăi. Este un vin făcut la mănăstirea Jercălăi, de către călugării de acolo. E un vin foarte, foarte aromat. Aici se folosește în această tigaie niște ulei de măsline pentru a prepara tentaculele de calamar. Se pune sare și niște condimente din ăștia de la Camis, care dau o savoare anume și s-a pus capacul peste ele pentru a se înăbuși un pic tentaculele de calamar. Și le lăsăm așa câteva minute. Cam așa arată la prima etapă, așa. Și acum se pune niște zeamă de lămâie. Uitați ce bine arată, dragilor! Suntem în vizită la cumnatul meu acasă și el este maestru în arta fructelor de mare, în arta pregătirii fructelor de mare. Și am zis să fac un clip rapid așa, să vă arăt și vouă minunățiile astea care se pregătesc aici din tentaculele de calamar și vor veni după aceea și creveții. Oh, ce bine arată! Dragilor, creveții ăștia se vor face pane cu făină, ou, pesmet. Asta e ordinea. Să vedem cum vor ieși. Acum se pune usturoi în tentaculele de calamar.
vin se amestecă. Între timp să bat ouăle pentru paneu în care se vor face creveții. Și acum începe procesul creveților de a se prepara pane. Și acum se va pune vinul în tentaculele de calamar. Un pic așa ca să-i dea o aromă. O aromă mănăstirească. Deoarece e vin mănăstiresc. Acum să tăvălesc prin făină. După care cred că urmează ouă, da? Ouă care a fost homogenizat în prealabil. Să tăvălesc un pic așa prin ouă. După care în pezmete. Gata, acum să pun să pun creveții la făcut, să încins uleiul corespunzător. Cam cât se țin ăștia? Nu se țin foarte mult, ha? 2 minute. Da. Nu mai trebuie să-i întorci. Sau mai trebuie odată. Și uitați-vă, ăstora, cum li s-a redus volumul, că ați putea zice prima dată că au fost foarte mulți în tigaie. Și nu. Uitați-vă că acum au loc berechet în toată tigaia. Odată ce se prepară, își reduc un pic și volumul. Uite. Îi mai și întoarce odată acum. După care o să luăm capacul ca să se evapore și sosul de aici. Gata, acum îi lăsăm cu capacul dat la o parte pentru a se evapora și sosul care a rezultat de la ei de aici. Între timp creveții se prepară și totul merge destul de repede cu fructele de mare. Uitați-vă, dragilor, ce bunătate avem aici. Cum arată calamarii ăștia. Și cu creveții pane. Acum trebuie să scoatem prima rundă de creveți. Prima rundă e gata. Ia uitați-vă ce aurii sunt și ce bine arată. Crispy. Crispy, chiar că crispy. Și, dragii mei, eu mă voi bucura de 2-3 bucățele de-abia mâine, deoarece este târziu pentru mine. O spun așa cu părere de rău, deoarece uitați-vă ce bunătăți avem aici. Acum urmează runda a doua. Ați văzut ce repede se fac, nu durează mult. Uite, cum arată ăștia gata făcuți. Ia să iau unul de aici, ia uitați-vă. Uitați-vă ce auriu e și ce bine arată. Curcubeu pe cerul gurii, efectiv. Mai mermelim un pic în ăștia, dragilor. După care, când se va scurge zeama asta, când se va evapora, îi lăsăm un pic la prăjit. Să se și rumenească. O licuță așa. Așa. E gata și a doua rundă. Și
mai au decât o rundă, da. Adică ăștia pe care iau eu acum. Vedeți, aici deja a mai scăzut sosul. Gata, între timp s-a evaporat și sosul și acum rămân un pic la prăjit așa. Și asta e ultima rundă de creveți. Uitați-vă ce bine arată. Creveții sunt gata, cam așa au ieșit creveții. Arată foarte, foarte bine. Aici avem și o lasagna făcută tot în casă și pâine făcută în casă la cuptor. Frământată și făcută în casă. Da, creveții ăștia sunt geniali cum arată. M-a întrebat să-ți mulți cum și ce regim țin. Și v-am spus că nu țin absolut niciun regim. Uite, de exemplu, astăzi când am ajuns, am mâncat din această lasagna pe la ora 15. Da? Am mâncat o bucată din asta, normală, și atât. Am mâncat de dimineață când am plecat de acasă și când am ajuns, niște lasagna din asta. Asta a rămas în plus. De a vă arăt, să vedeți cam cum arată. Da. Bunătățile ăștia pe care le vedeți că se prepară acum, eu nu voi beneficia de ele, că e deja foarte, foarte târziu. O să-mi opresc câte o bucățică pentru mâine dimineață, chiar dacă poate nu o să mai aibă gustul ăsta genial, care l-au acum, care sunt scoși din tigaie și așa mai departe, făcuți instant, da, pentru a fi serviți. Dar asta înseamnă ambiție, determinare și voință. Da? Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie să te poți abține de la chestii din ăștia. Totul vine de aici, de la mecanismul de sus. Dacă aici trebuie să fii foarte, foarte, foarte puțin dereglat, pentru că un om care nu este foarte puțin dereglat aici, nu va rezista la tentațiile ăștia niciodată. Le va lua în fel și instantaneu. Nu contează cât e ceasul, cât e ora sau ce opțiuni are pentru a slăbi sau a se îngrășa sau a face ce dorește el, da? Deci, dacă poți să reziști la așa ceva, poți să mergi mai departe. Dacă nu poți să reziști, atunci asta e. Dragilor, deci cam așa arată, așa se prezintă platoul din seara asta. Da? Atât s-a putut. Eu fac mâine dimineață așa ceva. Hai să le urăm poftă bună. Și să ne auzim cu bine la noi și noi episoade. Doamne ajută! Bye!